Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pe șantierul lotului 2 Mizil Pietroasele al autostrăzii Moldovei 7 Ploiești Buzău se lucrează la terasamente, se așterne stratul de bază și se betonează poduri și pasaje. În șantier sunt mobilizați 650 de muncitori și 300 de utilaje. Lucrările sunt finalizate în proporție de 61,5%. Durata contractului este de 20 de luni pentru execuție, finanțarea fiind prin Programul Național de Red redresare și reziliență. Ordinul de începere a fost 12.08.2022, termenul de deschidere fiind octombrie 2024.